Bun găsit, stimați spectatori. Doamna Monica Radu este invitata noastră și a dumneavoastră în această emisiune. Este medic primar, medicină de familie și nu v-am invitat întâmplător, ci pentru că Ministerul Sănătății deja a trimis o schemă de vaccinare. S-a schimbat pe aici pe acolo, cum se schimbă la român câte ceva, și aș vrea să ne spuneți cum se va face în acest sezon și în acest an și mai ales pentru că este un subiect extrem de controversat acum această vaccinare, să ne spuneți dacă e bine sau nu e bine să o facem. Mămicile sunt tot mai derutate. Bună ziua, atât dumneavoastră cât și invitaților dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Cu drag întotdeauna. Pot să vă spun că începând cu 1 aprilie 2015 s-a schimbat calendarul național de vaccinare, în sensul că toate vaccinările, inclusiv cele care se fac copiilor care sunt școlarizați, care sunt în grădinițe, care sunt la școală, se fac la cabinetul medicului de familie. Conform noului calendar național de vaccinare, se fac vaccinări copiilor în primele 24 de ore vaccinul antihepatitic, la 2-7 zile vaccinul BCG, la 2 luni un vaccin hexavalent, Diteper, antihepatiticul, antipolio și vaccinul influenței B. La 4 luni se face aceeași schemă de vaccinare. La 11 luni se continuă cu același vaccin hexavalent. La 12 luni se face vaccinul Oreion Rujeolă Rubeolă, Reoreu, cum se numește la noi, mai popular, prescurtat, mai popular. Același vaccin Reore se face la vârsta de 5 ani și de 7 ani. Este nou introdus în schema de vaccinare. La vârsta de 6 ani se face vaccinul tetravalent, diteper și antipolio, iar la vârsta de 8 ani se face un antipolio inactiv, iar la 14 ani se face vaccinul difterotetanic pentru adulți sau pertussis acelular. Se vor introduce, în funcție de fondurile care există, vaccinul pneumococic conjugat la vârsta de 2 luni, de 4 luni și de 11 luni, dar acestea în funcție de fondurile existente la nivelul Ministerului Sănătății. Până acum unde se făceau, de se fac acum toate la medicul de familie? Vaccinurile până la vârsta de, deci la vârsta de sugar 0-12 luni și cel de 4 ani, fost de 4 ani, care acum este de 5 ani, se făceau la cabinetul medicului de familie. Cred, părerea mea, pentru că au existat probleme în școli, nu au fost înțeleși și medicii de familie, trebuiau să pătrundă în școli cu acordul directorilor unităților și pentru că dereglau programul de învățământ, Ministerul Sănătății a convenit, după părerea mea, ca toate vaccinările să se facă la nivelul cabinetului medicului de familie. Problema este în felul următor, ca un medic de familie să poată să desfășoare activitate medicală într-o școală, în școlile care nu au medic de medicină școlară, deci cele din mediul rural, trebuia să existe un contract între medicul de familie și școala respectivă, contract plătit pentru medicul de familie, dar nu
Tot chestii cadrele birocratice, exact, să zicem așa. Exact, chestii care... birocratice, deși există s-a fonduri. S-a peste ele. Da, deși există fonduri, medicii au fost șuntați, dar aveau pretenție să se prezinte, să facă triaj epidemiologic, să facă vaccinări și alte... Cum a fost exemplul de la Padeș, de la școala de la Mi-a Padeș. Mi-a reținut atenția un lucru, a spus că vaccinul pentru copii de 4 ani se face acum la 5 ani. De ce și... Nu, vaccinul de 4 ani al copilului, de... câțiva ani buni, se face la vârsta de 6 ani, deci când copilul ar trebui să fie în clasa pregătitoare. Copiii care la vârsta deci, de... Deci ultimul mic așa e la cât? La 2 ani sau care este? La 12 luni. La 12 luni. La 12 luni. Da, okay, la un an. Da. La un an, da. Bun, haideți să vorbim acum puțin despre acest subiect controversat, să facem sau să nu facem vaccin. Ați văzut și dumneavoastră, nu trebuie să vă mai spunem noi de ce, pentru că informațiile sunt atât de vaste și confuze, mai mult decât atât sunt deja experimente, pentru că sunt părinți care au refuzat vaccinarea încă din spital de când și-a născut copilul. Copiii sunt în colectivitate și unii și alții. Spuneți-ne dumneavoastră, eu știu că am vorbit puțin înaintea emisiunii și doamna este pro-vaccin, dar ce e mai bine? Nu știu. Părerile sunt împărțite. Părinții refuză să-și vaccineze copiii din prea multă grijă pentru copilul său și din necunoașterea realității. Vaccinul este un lucru benefic pentru copil. Bine, cu toții copil. Am făcut, dar le facem pe aceleași, adică în compoziție. Sunt aceleași, uite, noi, sunt aceleași vaccinuri care s-au făcut întotdeauna. Dar înainte se făcea vaccinul antipolio, acele picături pe care le luam pe zahăr. Acum sau, e injectabil. Acum este injectabil. Pentru mai mare siguranță, să înțeleg? S-a adică, modificat, nu știu, picăturile alea, ori le lua, ori le lua, le scuipa, le vomale. Da, este și pentru mai multă siguranță și este alt mod de administrare. Aveți dreptate. Putea să eu îi administram picăturile și el le scuipa, nu le înghițea. Diteperul este același, difterotetanopertussis, reoreu, rujeol, rubeol, oreion sunt aceleași vaccinuri care... Antitetanicul este același vaccin care s-a administrat până acum, numai acum se administrează sub o altă formă. Partea care probabil le sperie pe mămici este faptul că sunt multe doze de vaccinuri într-o singură administrare. Da, am fost frustrată, trebuie să recunosc. Altă problemă care este faptul că este ca și conservant în flaconul de vaccin este acel aluminiu sau mercur sau altă substanță care se pare că dă autism. Nu vaccinul este cel care dă autism. În flaconul de vaccin este atât de mică cantitate de conservant, că nu fac rău... Bine, am înțeles că și dacă te tai cu spray, același lucru... Exact, este același sau lucru. Sau dacă rol. Nu, pot să dau alt exemplu. Oala în care se gătește. Oala în care se gătește, în care se face mâncare, chiar dacă este emailată, din email se transmit în mâncare substanțe. Vasul de aluminiu în care se fierbe laptele, o cantitate de aluminiu mult mai mare decât în acea fiolă de vaccin, se transmite în laptele care este fiert și este, nu este nociv pentru organism. Acum să ne gândim la un fapt că organismul fără minerale, fără metale, nu poate să trăiască. Bine, cantități... că e atât de poluat totul încât... Da, bun, este o cantitate mai mare. Este o cantitate mai mare. Eu zic că mămicuțele nu-și vaccinează copiii din necunoștință, nu pot să spun altfel. Nu vreau să le jignesc. Deci citim cu toatele, știți? Deci, dar... nu sunt de acord cu
cititul de pe internet. Sunt atâtea site-uri pe internet care dau informații greșite și... Păi cred că fiecare caută unul oficial. Exagerate sau, și exagerate. Mă rog, un medic renumit. Da. Dar din surse neoficiale, și vreau să dezbatem acest subiect pentru că l-am auzit, a fost așa pe buzele multor mămici. Eu l-am discutat cu o doctoriță homeopată care acum nu mai este în țară, este în Franța, și spune așa că acest BCG are în compoziție albuș de ou. Albuș de ou care se pune la alimentația bebelușului, știm cu toții, după 7-8 luni, nu? Nu-i dai așa de vreme. Și atunci majoritatea medicilor alergologi spun că, de fapt, aceste alergii se datorează alimentației cu ou. Deci, cantitatea de albuș de ou din vaccin este mult prea mică față de... Dar BCG-ul pe vremea noastră, eu, de exemplu, mi s-a administrat acum 40 de ani, da, BCG. Da, se administrează în continuare BCG-ul. Da, dar trebuie să spun că sunt și alergică. Da. Și nu știu, poate mama nu-și mai amintește dacă de mică, dar am avut pe parcursul vieții destul de multe probleme. Le-am și acum, le-am transmis copiilor mei. Apropo de alergii, nu. Ați transmis sau n-ați transmis copiilor acea alergie? Oricum, amândoi sunt, da. Deci, zona Olteniei este o zonă alergică. Nu poate nimeni să dea o explicație, probabil datorită faptului că este o floră foarte bogată. Dar copiii de la vârsta de câteva luni până la 4, 5, 6, 10 ani chiar, sunt potențial alergici. Le apar acele bășicuțe, acele punctulețe pe... Da, dar vine cu rinită alergică, cu strănut. Poate să vină... Cu... Bine, da. Nu discutăm despre alergia boală, vorbim despre o... Cele slabe, nu? Da, o chestie trecătoare, așa. O afecțiune trecătoare la copii, pentru că eu am pățit-o cu băiatul meu cel mare, ea a apărut la câteva luni, a apărut la câteva luni, a mai apărut la 2-3 ani și după aceea n-a mai apărut deloc. Da. N-am spus telespectatorilor că ne puteți trimite la SMS-ul de pe ecran întrebările dumneavoastră vis-a-vis de problemele medicale pe care le poate rezolva chiar și aici printr-un răspuns un medic de familie. Deci dumneavoastră sunteți pro-vaccinare. Spuneți-ne ce pățesc copiii care nu sunt vaccinați, care intră în colectivitate. Copiii care nu sunt vaccinați în caz de epidemie, de apariția unor cazuri izolate de boală infecțioasă, că vaccinul este pentru o boală contra unei boli infecțioase. Sau chiar acel diteper este, conține anatoxină tetanică, copilul care se joacă, se zgârie, se joacă în nisip, se lovește cu o sârmă, se înțeapă cu un cui, se taie cu cuțitul, cu lama, acel vaccin îl protejează unui eventual tetanos, care este o boală destul de gravă. Foarte gravă și la noi a fost, da, la noi a fost eradicat, dar se pare că totuși au apărut cazuri izolate. La rujeol au apărut încă cazuri izolate cu altă tulpină de rujeolă și este bine ca totuși chiar vaccinul antitetanic se administrează și femeilor gravide în săptămâna 34 și 36 și 6 și 8 de sarcină, deci 34 și 38 de sarcină pentru prevenirea unui eventual tetanos. Da, mai ales atunci când naști, că se știe da, că da. Atunci este cea mai mare problemă. Deci, ca să formulez așa o concluzie, este bine să vaccinăm copiii, spuneți dumneavoastră, cum putem umbla la mentalitatea noastră. Exact cum a zis, da, poate citim foarte multă maculatură de pe net și nu numai stăm de vorbă, dar iată, în România, statisticile sunt înfiorătoare, în sensul
că înainte de 89 nu vorbeai de atâtea cazuri de autiști. Poate nu le știam, poate nu eram informați. Cert nu eram informați, că, iată, cred că nu eram informați. Din ce mai mulți și copii. Nu eram informați și nu... Acum autismul se depistează la nivelul cabinetului medicului de familie. Și asta este faptul că au apărut atâtea cazuri care, de fapt, cam la toate afecțiunile, medicina a evoluat și se depistează tot mai multe cazuri de boli care nu erau cunoscute, nu erau... Lumea conștientizează că trebuie să se prezinte la medic. Vine din proprie inițiativă la medic să se consulte, să-și facă analizele, să chiar faptul că îi se ia o tensiune și este cântărit contează foarte mult. Când a fost acum în anul 2007-2008, chiar 2009, evaluarea stării de sănătate a acel program, s-au depistat foarte multe cazuri de diabet, de hipertensiune, dislipidemii, valori ale colesterolului foarte mari și persoanele conștiente au început să schimbe stilul de viață, să ia medicație, să-și ia medicație. Știam, da. Da, cel mai important este schimbarea stilului de viață. Ești ceea ce mănânci. Cum ți-ai schimbat alimentația și ai început să faci un pic de mișcare, totul se normalizează. Este foarte adevărat acest lucru. Da. Vorbim de vaccinare, de campanie de vaccinare, de schemă de vaccinare, dar, doamne doctor, avem vaccin în Gorj, pentru că sunt multe mămici care se plâng, au trecut copiii de vârsta de 4 luni și nu l-au făcut pe cel de 4 luni, sunt acum la 6 luni. Sfătuiesc mămicile să nu intre în panică datorită faptului că vaccin, chiar dacă nu este acum, va fi. Nu se întâmplă nimic dacă nu se administrează la vârsta asta de 4 zic, luni, uite, vaccinul schemă, de 4 luni. Deci nu... Se poate administra la 5 luni. Se poate administra, medicul de familie știe cum să își reorganizeze schema de vaccinare. Bun, și știe dacă ce întârzie, să-i facă de exemplu, copilul... pe cel de la 4 la 6 luni, pe urmă următorul face tot cu puțină întârziere? Deci cel ca de să la nu 4 foarte copil, mic... vaccinul de 2 luni, dacă se face la 4 luni, se va face cel de 4 luni la 6 luni. Deci se decalează un pic. Da, se decalează. Iar cel de 11 luni se va face la 6 luni de la vaccinul care s-a administrat la 6 luni. În acest interval se poate administra la 12 luni, indiferent de vârsta la care s-a făcut acel vaccin hexavalent, la 12 luni, automat, se poate, fără nicio problemă, se poate administra reoreu, vaccinul rujeolă, oreion și rubeolă. În această lume confuză, totuși știu mămiși care în afara schemei de vaccinare au preferat să-și mai facă sau și-au cumpărat, nu dăm nume, vă rog să nu dați nume de vaccin, dar și-au cumpărat vaccin care îi ajută pe copii în digestie, da, să da. Nu facă da, mâine este un acel helicopacte. Vaccin, dar se face numai până la vârsta de 6 luni. Vaccinul se face, sunt două doze de vaccin la interval de 4 săptămâni, deci la 3-4 luni. Injectabil? Nu, se administrează pe guriță, pe oral și mai este vaccinul pneumococic conjugat, care unele mămici chiar preferă să și-l cumpere, cele care își pot permite, care de fapt a fost introdus în programul cele național. Din schemă. Da, calendarul național de vaccinare și sperăm să fie introdus și se va recupera. Copiii să spunem tuturor că toate acestea nu costă. Da, atunci acestea când vin sunt la medicul gratis. De familie, da. Mai plătești ceva? Nu plătesc nimic la medicul de familie, nici măcar administrarea vaccinului. Copilul când ajunge la medicul de familie este consultat, îi se măsoară temperatura, este... consultat, este examinat și apoi se administrează vaccinul dacă se consideră că este necesar. Da. Pentru că mai avem timp în această emisiune să mai dezbatem această campanie de vaccinare, haideți să vorbim despre efectele adverse, despre cele secundare. Atunci când venim acasă și poate copilul are o criză de plâns, are temperatură, mai știu ce alte efecte dau aceste vaccinări, că știți și noastră, și mămicile, și toți care avem copii, că nu trebuie să-i faci baie, trebuie cumva să fii la atentă. Administrarea unui medicament, că și vaccinul, de fapt, intră tot în categoria... Este
ceva străin care se introduce în organism. Fiecare organism reacționează în felul lui. Unii reacționează, nu reacționează, sunt bine, mersi, nu fac febră, dorm bine noaptea. Alții fac febră, se face o roșeață, ca să vorbesc pe înțelesul mămicilor, la nivelul locului injectării. Care acolo trebuie să fie într-un anumit diametru, nu? Că dacă depășește sau așa, Nu. Poate să fie, poate să nu fie, poate să fie un centimetru, 2, 3, 4, 5, da? Recomand mămicilor să aplice o compresă cu apă rece, să nu se maseze acea zonă, iar dacă copilul face temperatură, să îi se administreze un antitermic. Da. Ați avut cazuri de copii care în urma vaccinării, știu eu, au rămas cu probleme pe viață? Eu nu că am știți avut. Că de la un antipolio a făcut o formă de trage piciorul și nu, eu nu am el. Avut, eu nu am avut. Au fost cazuri izolate, dar asta a fost nu datorită tehnicii de administrare, ci datorită componenței vaccinului. Cât de sigure sunt ele în sensul păstrării, pentru că există transport, vaccinul cabinete este care poate nu sunt dotate. Iată, vă pus să schema în brațe, dar sunteți dotați cu tot ce trebuie. Fiecare cabinet medical trebuie să fie dotat cu frigider. Ideal, dar or fi toți? Sunt, da. Medicii care vaccinează, toți au frigider în dotarea cabinetului. Vaccinul este preluat, de exemplu, cum se întâmplă la noi la Gorj. Au o mașină specială, un autoturism, auto, cum se numește, o mașină specială dotată cu aparat frigorific. Acest vaccin este adus și transferat în lada frigorifică a Direcției de Sănătate Publică. Noi mergem la Direcția de Sănătate Publică tot așa, cu ladă frigorifică, cu ladă frigorifică, cu acele acumulatori, preluăm vaccinul, îl aducem la frigider și îl păstrăm în frigider la 2-8 grade temperatură Celsius. Deci n-ați avut astfel de cazuri? Nu, eu nu am avut astfel de cazuri. Nu. Bun, am acum, lucrat și la mediul rural ceva și nu am sunteți avut. Pregătiți toți medicii de familie să faceți față unui volum mai mare, să zicem, nu de este muncă. Un volum prea mare, să știți, pentru că este... Sunt aceiași copii care sunt aceiași copii pe care îi avem și probabil scriși, vor dar mai veni câțiva. Problema este în felul următor. Rugăm medicii de medicină școlară să ne trimită adeverințe cu calendarul vaccinal al copiilor, ca să știm ce vaccinuri au făcut copiii la grădiniță, la școală, să știm ce facem în continuare. Bun, și dacă vă trimit acest calendar și observați că un copil da, nu are toate vaccinările da, la exact, zi. Îl putem recupera și nu este nicio problemă. Se ajunge, trebuie să ajungem la calendarul... Administrarea în corp, să înțeleg, a tuturor acelor vaccinări pe care nu le-a făcut. Da. Bun, și de poate mămica dă semnătură că nu vrea să... Este treaba dânsei. Da. Își supune copilul la o eventuală epidemie, eventuală... Gândiți-vă că la școală sunt mulți copii, unii vaccinați, alții nevaccinați. Chiar un copil vaccinat în perioada de 4 săptămâni elimină microbul respectiv, virusul respectiv și poate să contamineze alt copil care nu este vaccinat. Da. Ce ar mai fi de spus aici și n-am amintit eu, având în vedere că de o săptămână, nu? A început această campanie? Cam de la 1 aprilie a început. Am fost anunțați. Mai vreau să vă întreb ceva, poate uit. Da. Dacă este bolnav, că acum o să vorbim și despre viroze, pentru că chiar am făcut promovare la emisiune și am spus că vom vorbi și despre lucrul ăsta, că e primăvară, toamnă, știți, cu toții ne bolnăvim, răcim, ne ia sinuzita, capul, migrenele și toate cele strănut și tuse. Dacă sunt copii cât de cât bolnavi, n-au temperatură, dar au mucus, mai știu eu, sunt agitați. O viroză se manifestă cu sau fără temperatură. Se manifestă cu rinoree, curge nasul, îl doare gâtul, mucoasa este și a nasului și a gâtului, mucoasa rinofaringeană. Se îmbolnăvește mai rău dacă îl administrați vaccinul în starea asta?
Depinde de starea în care este copilul. Dacă are febră 36-37, nu este nicio problemă. Problema este dacă starea generală a copilului este rea, temperatura este peste 39 de grade, se amână vaccinul cu o săptămână sau se administrează luna viitoare. Nu este nicio problemă. Ați spus că atâta detașare 37 și noi, mămicile, când vedem la termometru cu roșu, acolo 37 ne ia cu capul deja. Acum, haideți să discutăm ce e temperatura. Ce este temperatura. Temperatura între 37 și 38 este subfebrilitate. Peste 38 este temperatură. Atunci este să febră. Ne facem probleme. Este starea de febră, atunci vă faceți febră. Nou-născutul are temperatură mai mare a corpului. Până pe la 2, 3, 4 luni temperatura este un pic mai mare. Deci, nu de intrați ce? În panic. Asta este reglarea organismului. Asta este da, reglarea organismului, asta este temperatura corpului. Nu intrați în panică dacă v-ați jucat cu copilul sau copilul a fost mai bine dispus, mai agitat, mai vioi, nu chiar agitat, că atunci când este agitat... Dă alte semne. Da, dă alte semne. Nu vă speriați dacă îi se înroșesc urechile, dacă se îmbujorează la față, dacă face un pic de temperatură. Aceea nu este febră, este o reacție a organismului. La supra-solicitare, da, la supra-solicitare, zicem, la sau da, sare, da, sau... da, exact. Da. Deci dacă totuși am spus că am ce era de spus despre vaccin și vaccinări, poate ne mai amintim pe parcursul emisiunii, poate ne mai trimite cineva un SMS. Haideți să trecem la ceea ce am discutat, la viroze. Eu deja sunt un pic virusată, trag de nas. Deci recomand mămicilor și recomand tuturor că acum emisiunea a devenit, are o paletă mai largă de spectatori, de telespectatori, recomand ca să se prezinte la medic ori de câte ori constată o stare de disconfort, poate să fie o viroză, poate să fie și altceva, ca să primească de la medic recomandările pentru a-i se ameliora starea de sănătate. Dar nu mai știu eu, temperaturile astea oscilante ne fac rău sau și temperaturile oscilante și chiar condițiile meteo, schimbarea bruscă a temperaturii. Dimineața sunt 5 grade, la prânz sunt 30, noaptea poate îngheață, a doua zi este caniculă. E derutantă rău vremea da, asta. Este foarte și știți vorba, nu e om cine răcește iarna, e om cine răcește vara. Acum ca să glumim, nu... Cum ne hidratăm, ce mâncăm, cum ne mai creștem un pic imunitatea? În caz de viroză respiratorie și chiar când este temperatura mai mare, trebuie consumate lichide, consumate multe fructe, legume, sucuri, citrice foarte multe, portocalele sunt cele care fac foarte bine în cazul unei răceli, chiar și mai serioasă, să se evite grăsimile, condimentele, mâncărurile grase, grele. Da. Organismul, chiar dacă nu este, de fapt, organismul, toată lumea știe, boala durează 3, 4, 5 zile și după aceea zice, mi-e o foame... Da, sunt foarte mulți care chiar se alimentează bine în stadiul de boală, cei care pot, da. Conștienți fiind că numai așa se recuperează mai repede, deși celor mai mulți dintre noi starea de sănătate în momentul ăla nici nu-ți permite, ți ajunge poate apa sau ceaiul de băut. Da. Încerc să trec așa prin toate bolile care ne aduc acolo la cabinetul dumneavoastră și fac așa o trecere de la viroză la alergie. Pentru că acum înflorește teiul, vin mățișorii de la plopi, poluarea, nu mai vorbesc despre ea, că este în floare, atâtea gaze de eșapament, deci trăim într-o lume intoxicată, să spun așa, într-un mediu extrem de poluant. Dacă alergăm într-o pădure sau mergem într-un weekend, plecăm din oraș, suntem fericiți. Celor care au alergii, celor din ce în ce mai mulți copii, ce sfat le dați dumneavoastră sau când să apeleze la serviciile dumneavoastră? Vestea bună este că
în Târgu Jiu este cabinet de alergologie de câțiva ani, de 2-3 ani. Și sfătuiesc persoanele care sunt alergice să se prezinte la acel cabinet pentru a se putea determina alergenul și a se, i se putea face o schemă de tratament ca să evite perioadele de alergie. Sunt alergii și alergii. Unele se rezolvă ușor, altele sunt mai trenante, se rezolvă mai greu, apar după tratament, dispar după câteva luni, apar. Da, sunt iarăși, foarte da. Acum așa. Suntem în perioada de primăvară unde, cum ați spus, și dacă tai iarba, pomii înfloriți, da, pomii sunt înfloriți. Atrag atenția celor care lucrează în agricultură la alergia la pesticide. Păstârnac, la pesticide, la păstârnac, la pătrunjel, la diferite plante, să se prezinte la medic, chiar și la medicul de familie dacă sunt în mediul rural sau dacă medicul de familie nu este la centrul de permanență, pentru că avem 18 centre de permanență în județul Gorj care funcționează toate în afara programului de lucru al medicilor în timpul săptămânii de la ora 15:03 după amiaza până a doua zi la 8 dimineața, iar în zilele libere toată ziua de la 8 la 8 a doua zi dimineața, să își prezinte problemele ca să li se recomande ce trebuie făcut pentru evitarea problemelor. Acolo, la centru de permanență, întreaga adătare sau trebuie să vin cu seringă? Nu, la centru de permanență. Centru de permanență este un centru de urgență. Nu este centru de urgență. Centru de permanență, în centru de permanență se asigură continuarea asistenței medicale primare. Deci ce se face la un cabinet de medicină de familie se face și într-un centru de permanență. Se administrează tratamente injectabile. La centru de permanență pot beneficia atât persoanele asigurate cât și cele neasigurate, indiferent dacă sunt sau nu pe lista acelui medic de familie care este de gardă. Am avut situații în care persoane care erau temporar în Târgu Jiu au venit și au făcut tratament în garda mea, le-am recomandat în zilele următoare la cine să se prezinte. Și dacă este o urgență, nu luați? Adică ziceți, depinde de urgență. Sunt și urgențele ușoare se pot rezolva și la centru de permanență, dar sunt urgențe care trebuie să se prezinte la centru de primiri urgențe sau la unitatea de primiri urgențe. Dacă se duce la centru de primiri urgențe, la UPU, de exemplu, este dirijat spre centru de permanență pentru a se putea. Avem o bună colaborare, cel puțin eu am o bună colaborare cu... De fapt, așa îmi trebuie trimit, să existe. Da, le trimit gărzile în fiecare lună și știu în ziua respectivă ce medic este de gardă și știu unde să-i dirigeze. Tot mai mulți copii au acest diagnostic pus de medicii de familie, bronșite alături de viroze. Haideți să facem și aici o delimitare și cum putem să preîntâmpinăm acest lucru, având în vedere că și ele duc mai departe la pneumonii, la lucruri mai grave dacă nu sunt tratate în fază incipientă. O bronșită, cum ați spus dumneavoastră, poate să fie virală, deci o viroză, sau bacteriană infecțioasă. Am spus de la început, este bine ca la orice dereglare a stării de sănătate, orice înrăutățire a stării de sănătate, persoana respectivă să fie îndrumată la medicul de familie, să se ducă la cabinetul unui medic, medicului de familie, ca să primească recomandările sau tratamentul care este necesar pentru ameliorarea bolii. Dar bronșită la mod frecvent le fac copii, așa e? Deci pe listele noastre... Și copiii și adulții acum sunt foarte multe afecțiuni, foarte multe persoane cu afecțiuni pulmonare. Inclusiv starea de oboseală, mă simt obosit, n-am chef să dorm. Dacă îl iau și îl consult, este răcit, are o bronșită, o pneumonie, sunt multe pneumonii care nu sunt asimptomatice, care nu se manifestă.
Haideți să vorbim despre antibiotice, că mi-am notat să nu evităm acest subiect. Când le administrăm, dacă să le administrăm, și aici sunt oameni sau unici deci, pro și contra. Numai medicul poate să decidă administrarea antibioticului și antibioticul care trebuie luat de către pacient. Legea spune clar, medicul administrează tratamentul, farmacistul este obligat să elibereze acel medicament fără să comenteze. Nu are dreptul farmacia să schimbe tratamentul. Și aici e o problemă. Deci am pățit-o, adică mi se dă spune n-am asta, vă dau substanța. Nu, sau... farmacia este obligată în momentul în care nu are voie să modifice medicamentul care este trecut pe rețetă. Deci, un lucru clar. În momentul, chiar dacă pe rețetă este... Nu. Chiar eu am scris rețeta și am scris medicamentul ca atare pentru că vorbesc despre bolnavii cronici, pentru că așa am primit în scrisoarea medicală să-i dau acel medicament. Farmacistul, nici eu ca medic nu am voie să-i schimb tratamentul, iar farmacistul cu atât mai mult nu are voie să schimbe. Bun, dumneavoastră cu farmaciștii, da, aveți o colaborare în sensul dezbaterilor acestor subiecte? Da, discutăm subiecte întotdeauna, dar... problema este alta. În momentul în care un medicament nu se găsește în farmacie, farmacistul este obligat ca în 24-48 de ore să aducă acel medicament. Deci, practic, ne sfătuiți că atunci, în momentul în care luăm de la dumneavoastră rețeta și merg și n-are și spune, vă dau înlocuitorul, eu ce fac, îl iau sau nu? Nu, îmi dați ce scrie pe rețetă. Sau mai e varianta să mă plimb pe la toate farmaciile din oraș și poate din trei are două și unul. Nu, îmi dați ce scrie pe rețetă sau sunteți obligat, că așa este specificat în contractul cadru, sunteți obligat ca în 24-48 de ore sau chiar 3 zile dacă este vorba de o afecțiune cronică. Care permite, sigur, că dacă ai urgență. Da, să-mi aduceți medicamentul. Este lucru stipulat în contractul cadru cu Casa de Asigurări de Sănătate. Da, interesant. Poate mulți dintre noi nu știam acest lucru, eu una recunosc că nu. Iarăși despre diabet, ne-am propus de multe ori să vorbim și n-am apucat să spunem mare lucru. Și aici, mulți copii fac diabet și leg diabetul și de obezitate, că și aici mă raportez un pic de copii, la copii, pentru că la cabinetul dumneavoastră în general vin copii și bătrâni, nu? Poate vârsta a doua așa, când și când copiii sunt mai... Copiii vin însoțiți de părinți. Da, copiii sigur. Dar au mai multe probleme, sunt mai firav, cu mai puțină imunitate, bătrânii la fel, poate vârsta a doua e puțin așa mai... Diabetul și cu obezitatea merg mână în mână, chiar și regimul alimentar inadecvat, chiar și sedentarismul duc la diabet. Și ce este mai neplăcut, ce este mai în defavoarea pacienților, faptul că diabetul are foarte multe complicații. Hipertensiunea, dislipidemia, problemele oculare, retinopatia diabetică, problemele circulatorii, angiopatia diabetică, piciorul diabetic, sunt probleme. Chiar dacă prima dată se manifestă o hipertensiune la un pacient obez care este sedentar, trebuie să te gândești întotdeauna la un diabet. Cele mai multe acum, iată, se fac pe fond nervos, cel puțin. Da, și stresul. Așa este și stresul este un factor declanșator al diabetului. Ceea ce nu prea era în trecut, să recunoaștem. Stresul este factor declanșator la mai multe boli. Chiar și răcelile comune pot fi date de stres pentru că imunitatea organismului scade. S-a constatat că hernia de disc este o afecțiune care se poate datora stresului. Da, statul interesant. Pe scaun prelungit, cei care au profesii mai sedentare, șoferii este cunoscut că sunt predispuși la diabet, la boli de rinichi. Dar copiii? Sunt stresați copiii de
acuză diabetul așa de mici, că bănuiesc că nu stau ei să mănânce cubulețe de zahăr în fiecare zi și nimeni nu le dă. Nu este vorba de cubulețe de zahăr, este vorba de acele fast-food-uri, acele chipsuri, acele bombonele chimicale, ciocolată, dulciurile în general. Sunt copii care mănâncă mai gras, sunt copii care beau Coca-Cola, beau tot felul de sucuri de care există acum în comerț, care predispun la, au foarte mult sodiu aceste băuturi ca și conservant și sunt predispuși la hipertensiune arterială, sunt predispuși la obezitate. Da, da, deci tot mai mulți copii bolnavi, chiar înainte de a intra în această emisiune, o întrebam pe doamna doctor, de ce atâția copii cu leucemie? Deci, cred că niciodată n-am asistat la un amalgam de liste ale României cu copii care au această boală, din păcate. Leucemia este o boală care a existat dintotdeauna, dar probabil, așa frecvența asta. Probabil este, au început să devină mediatizate și știm despre existența lor. Eu mă gândeam poate din cauza consumului, a ceea ce poate mâncăm, să fie și din cauza, ești ceea ce mănânci. Păi da, dar nu mai mănânci. Se produce mai o dereglare. Natural, mai nimic. Nu mai mănânci, exact. Nu mai, pentru că nu ai și ploile acide care cad, sunt, duc la erupțiile vulcanice, exploziile solare, accidentele nucleare care sunt. Să nu uităm că în sud, dincolo de Dunăre, este centrala electrică de la Coslodui, da, care se pare că va fi iarăși pus în funcțiune. Cernobâlul și-a lăsat și el, da, amprenta, da, lui, care iată, face în așa fel încât să tragem și astăzi. Variațiile de temperatură, faptul că este tot ce este 22-0 îngheț. Da. Da. Nu, tot ce este poluat, toată poluarea cade pe praful, cade pe legume, pământ, pe fructe, da, pe legume, sigur pe tot. Că da. Nu observați că în grădini nu se mai prea face nimic, totul se face în solar. Nu se mai face, deci nu, da, prea tot, nu mai există. Exact, da. Nu, da, se mai face. Da. Mai avem doar câteva minute din această emisiune, m-au anunțat colegii că urmează cealaltă. S-a terminat. Da, și haideți să punctăm așa puțin nutriția. Sunteți un medic care, deși sunteți medic alopat, din cât vă cunosc eu pe dumneavoastră, știu că mereu recurgeți la un ceai, la plante, la fructe. Exact asta ne-ați și recomandat să consumăm. Suntem ceea ce mâncăm, ați spus-o de cel puțin 2-3 ori în această emisiune și e foarte adevărat. Dar totuși, ca și nutriție, de la al mic până la al mare, ca să ne fie cât de cât bine, nici nu știu dacă e bine să vorbim despre ce trebuie să mâncăm sau mai bine ce trebuie să excludem. Haideți să începem cu ce trebuie să mâncăm. Când mă duc în piață, mă duc la, în spatele pieței, la ultimile standuri, unde sunt țăranii. De acolo cumpăr tot ce se poate cumpăra. Ceapă, ridichi, usturoiul, da, este foarte bun, este leurda acum care este foarte loc, bună, da, îi ține locul și leurda pusă în salată este foarte bună. Chiar am întâlnit pacienți de la țară care congelează leurda și o folosesc iarna la, da, mâncare. Interesant. Pătrunjelul este foarte bun, mărarul este foarte bun, cimbru, sunt foarte multe condimente de ale noastre românești care pot fi foarte bune puse la... De exemplu, știați că la noi există oregano, pe câmpul nostru se numește șovârf. A, eu nu știam, dar recunosc. Da, eu care, dar îl folosesc, care mie îmi place timpul, foarte, da, mult pe cartoful prăjit. L-am găsit, găsit cimbrișorul de câmp, este foarte bun, este un pic acrișor, lămâios. Știți că busuiocul, sunt mai multe... Busuiocul, da, cu sunt, îi plac. Sunt trei soiuri de busuioc. Busuioc lămâios, busuioc indian și acela roșu. Da, eu am în glastră, roșu, deci da, îmi, da, țin că îmi place, dar nu toată lumea folosește, dar sunt, exact cum spuneați, extraordinar de sănătoase. Da. Putem face și ceai cu ele, nu numai... Se face ceai, se poate pune în salată când este verde, tocat și pus în salată. Iar și o nebunie dă o aromă. Cu chia, ce facem? O consumăm? Sau, da, ne abținem? O dăm și la copii?
Sau cât de cât? Bine, ele devin gelatinoase dacă... Devin gelatinoase, absorb iaurt, foarte sau... multă apă, absorb o semință de chia, absorbe de 12 ori greutatea în apă, da? Și este... Ei. Pardon, este foarte bun pentru tranzitul intestinal. Este de recomandat la cei care sunt constipați, care au probleme cu vezicula biliară, să consume semințele de chia. De preferabil seara. Au apărut până la urmă și la noi, ceea ce se consumă de mult în vest, da, dar da, semințele de chia sunt foarte bune pentru același lucru. Pentru, da, da. Este foarte bună combinația chia, in, susan, mac. Susan, nu suntem alergici. De obicei, cel care este alergic la susan este alergic la toate semințoasele. Da, da, da. Căpșuni roșii și fragi și așa mai departe. Susanul este foarte bun în combinație cu mierea pentru tratamentul osteoporozei. Am înțeles susanul că are foarte multe, o sursă, da, de calciu. Da, este o sursă de calciu foarte bună, chiar și macu. Administrare seara la culcare o lingură de susan cu mac și cu miere sunt foarte bune. Somnul este liniștit fără probleme. Da. Scade consumul și tensiunea oului arterială. Cum îl recomandați? Consumul oului una, două pe săptămână sau fiecare cum, dacă este un... Depinde de organism. Fiecare mă întreb organism. Asta pentru că cei, da, mai mulți acum recurg la oul natural, oul din, da, gospodărie. Oul de țară, da. Este, din nou, măcar știi că acolo la sat, în gospodărie, laptele, brânza, nu sunt așa contaminate cu substanțe care nu ne fac bine. Iată, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. Ne-ați anunțat că au venit vaccinurile pentru copii în Gorj. Medicii de familie, spuneți dumneavoastră că sunt pregătiți să îl administreze. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii și supunem dezbaterii și alte subiecte, că, slavă Domnului, sunt atâtea în lumea medicală și atâtea care să ne fie și nouă de folos. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și oricând stau la dispoziția dumneavoastră și a telespectatorilor pentru neclarități, pentru consiliere, pentru orice problemă legată de sănătate. Stimați telespectatori, punem un punct aici emisiunii și vă aștept data viitoare cu un alt subiect, bănuiesc, la fel de interesant. Numai bine, la revedere! La revedere!